Indagra 2024, ne obișnuiam să găsim aici la târgul, la spațiul rezervat animalelor și oi. Din păcate, anul acesta se știe care este situația. Să trecem cu bine. Asta este în primul gând pe care îl avem în acest sens, însă găsim vaci și găsim vaci și pentru carne. Niște rase foarte, foarte frumoase aici, expuse de cei care au venit la Indagra 2024. Specialist în zootehnie, Gheorghe Neață. Iată, nu avem oi, dar avem vaci și sunt și la fel de frumoase. Sigur că da. Episodul cu ovinele se știe, respectăm regula sanitar-veterinară de nu a le mișca la ora actuală și normal că grupul de firme Andreșoi are și exploatații de vaci de carne și am adus în expoziție exemplare din două rase, rasa Limuzen și rasa Aberdeen Angus. Ele sunt rase, într-adevăr, din punctul meu de vedere, poate că cele mai performante din Europa în direcția producției de carne. Da, a luat avânt așa vaca de carne în România. Mai toți fermierii se îndreaptă către această vacă, poate și din cauza faptului că este și ușor de întreținut. Mai ușor decât bălțata și cele de lapte. Acesta este un aspect, faptul că este mai ușor de întreținut pentru că nu se mulge și știți că forța de muncă este deficitară în general în zootehnie. Și a doua, și cred că cea mai importantă oportunitate pentru aceste rase de carne este faptul că românul a început să consume carnea de vită exact așa cum trebuie, a crescut și consumul de carne de vită și carnea de vită este carne de vită adevărată, vită într-adevăr crescută pentru carne. Dacă facem un mic istoric al raselor de carne în România, fără să falsă modestie și fără să mă laud, eu sunt cel care a adus pentru prima dată în România rasele de carne, pentru că am creionat prin anii 2000 o strategie de dezvoltare a sectorului de carne în România și am ajuns la concluzia că fără ele România nu poate să fie competitivă. Și așa am adus prima dată Angus, după care și Limuzen și iacătele acum sunt împreună și mai e o mare oportunitate pentru România. Ele sunt singurele după oaia țurcană care pot să valorifice foarte bine pășunile din zonele de deal, podiș și subalpine, cu mare, mare capacitate de înerbare și de consum pentru aceste animale.